în 1958, în satul Zârnești, trăiesc încă acum. Părinții Vasilisa și Dumitru Carantin. Mai are doi frați și o soră. Absolvent al școlii de muzică din orașul Cahu, specialitatea acordeon. Anul 1979, student la Institutul de Arte Gabriel Muticescu din Chișinău. Din copilărie a rămas cu profundă admirație în fața acordeoniștilor Marcel Budală, Vasile Panderescu, Ion Neniță și Sergei Pavlo. Colaborează cu toți interpreții și orchestrele de muzică populară profesioniste. Ion Carantin. Am plecat copil din sat. Și Ion a absolvit aceeași școală pe care a absolvit-o și soția mea, Maricica, și cumnata mea, Veta Incu Munteanu. Din motive obiective, nu sunt prezente astăzi, dar durează de sănătate, Ioane. Deci am că mi-a plăcut când mi-a zis cândva, Alexei, avem foarte mulți artiști ai poporului. Eu zic, Ioane, nu mai sunt chiar atât de mulți. Îți zic, nu, nu mai înțeles. Părerea mea este că toți muzicienii sunt artiști ai poporului, pentru că de acolo vin, din popor. Ion Carantin, 50 de ani de rănaștere și 30 de ani dăruiți muzicii. Stimați spectatori, vreau să vă mulțumesc că ați binevoit să vă aflați cu noi în această seară la spectacolul nostru. Vă urez la mulți ani și sărbători fericite. Cu care le urăm de sănătate, doar de bine să aveți parte, să aveți părintători pentru început cu Clarisa Ungureanu, astă seară înșezător.
Ioanița Ungureanu, solista orchestrei Sfincușor, dirijată de Ion Caragi. Mulțumim, Clarice Ungureanu. Urmează hora de concert și hora de ascultare. Interpretează orchestra. Thank you.
maestrul Ion Tarantiu. Lor vine de dată pe mâna lui. Valea-i Vale, interpretează discipolul maestrului Corneliu Labri. În bățețel de-al maestrului, Adrian Panfili, de-ai fi neică drăguliță. Oh, dragă, e cu țor.
s-o duce să-i fie gurița. Ca-i uic mari spre cea neveasă, inimioara mea o apasă. Cine mi le-a legăneam, să n-ai pe lume pe care nu ți-o dragă din Adrian Panfili. Vă și pentru Adrian. Mulțumim. O binecunoscută interpretă ca și Larisa Ungureanu, profesoară la Facultatea Arte Frumoase a Universității Agrare de Stat din Moldova, care ar blestema pe cineva, dar nu se îndură. Viorica Chiăptănaru. Și poți una vreau mei mele mai mari.
Viorica Cheptănaru. Mulțumim, Viorica. Se mândrește maestrul Ion Caranfil că activează în cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova, universitate care recent a împlinit 75 de ani. Felicitări pe această cale tuturor reprezentanților acestei instituții de învățământ. Se mândrește maestrul Caranfil că diriguiește această minunată orchestră de nume Spicușor. Toți sunt buni, toți sunt bravi, sunt adevărați profesioniști. Aplauze pentru orchestră. Un mesaj de felicitare pentru Ion Caranfil. Domnul Vasile Vrânceanu, prim prorector, profesor universitar, și domnul Ion Lăcustă, președintele sindicatelor Universității Agrare, profesor universitar. Maestre Ion Caranfil, să ne trăiți și alături de noastră acești bravi, frumoși artiști, anume artiști al poporului, cum a spus domnul Alexei, că anume sunt veniți din popor. Vreau să vă spun atât noastră, domnul Ion, cât și acei prieteni noastre care fac parte din marele colectiv de artiști al Republicii Moldova, mi-aduc cele mai calde, cele mai frumoase plăceri tuturor nouă, deoarece câteodată ne faceți să plângem, câteodată ne faceți să râdem, dar acest plâns, acel râs, ne ajută pentru a înlătura, a da într-o parte cele rele și să venim la fapte bune. Pentru dumneavoastră, la mulți ani! Vă mulțumesc! Eu vreau cu plăcere să adresez din partea întregul colectiv profesoral, tineretul studios al universității noastre, în primul și în primul rând, cele mai elese urări de sănătate și domnul Ion, începând cu ziua de azi, norocul să nu vă lese să fie alături de dumneavoastră mulți, mulți ani.
Alături de felicitări adresate din partea colectivului, asta nu înseamnă că cei prezenți aici nu pot să vin să felicite, chiar trebuie să-i spun acele cuvinte și cele adresări frumoase care dumnealui le merită de deplină. Vreau totodată să vă mulțumesc pentru ceea ce faceți pentru Universitate. Vreau să vă spun, stimați spectatori, stimați colegi, că dumnealui participă activ la formarea specialiștilor și mai mult la formarea omului, la formarea personalității. Că aceste calități, acest factor care vine numit din partea domnului Caranfil, din partea tuturor artiștilor pe care de cum o parte cunoaște, participă, dar activează și cadrul universității noastre, fac ca specialiștii noastre, acel agronom, acel zootehnist, acel inginer, să aibă succes în frumoasă când iese la producție, când iese în colectiv în viața mare. E un ajutor extraordinar de mare, pentru care tot eu vă mulțumesc frumos. Domnul Ion Caranfil, onorată asistență, prin ordinul rectorului Universității Agrare Țara de Moldova, domnul Cimpoieș, domnul Ion Caranfil se îmânează diploma de merit, cea mai mare distinție pe care poate să o dea Universitatea. Anume pentru dumneavoastră și să fie pentru merit deosebit. Diploma este încă scrie în plină 1500 de lei și încă o dată vă mulțumesc frumos și să știți, domnul Ion, domnul Caranfil, noi ne mândrim cu dumneavoastră și vă așteptăm să fiți încă mulți, mulți ani cu noi. Stimați colegi, la mai multe manifestări am fost împreună cu dumneavoastră. Dar nu pot uita un moment în care a fost o delegație mare de 12-15 oameni pe dincolo de Cluj, de Cluj, la Ploca. Oameni ce au rămas mirați pe parcursul întâlnirii noastre, care cântit s-a propus dumneavoastră să realizeze, cu succes l-a făcut atât la acordeon cât și cu cuvinte. De aceea, să vede cu aceasta de duși și universitate să fie cunoscute și în alte părți și stimate. Domnul Ion, să-i zicem felicitări la mulți ani noi. Mulțumesc, domnul Prințeanu și la Pistră. Mulțumesc, cântă pentru dumneavoastră în continuare, Violeta Stratula. Jesus, que
grijele se usucă of, of, măiculița mea. Tate, tate, scumpul meu mai, ai plecat la Dumnezeu mai. De dor sufletul mi-e piatră și de lacrimă neagă. Doi mari maestri ai muzicii populare, Timofei Rusu și Nicolae Robo. Pentru început, clarinetistul Timofei Rusu. Thank you.
Timofei Rusu și Nicolae Robo, susținut de Orchestra de Muzică Populară Ficușor, dirijată de maestrul Ion Caranfil. La vremea respectivă, astăzi ne va spune cum a început să cânte Luminița Cauta. Hai la lidra.
niciuna mai negră. Aștepta ce e sufletul mai negră. Bădiță să nu zici bani, mai dai lidridra. Știu că cere inima, mai dai lidra. Bădiță să nu zici bani, mai dai lidridridra. Știu că cere inima, mai dai lidridra. Sărută-mă, bade zău, mai dai lidridridra. Că mulțui la mișul meu. Nu știu cum dumnealui, dar mie îmi place să-l prezint drept voievodul umorului basarabean, Gheorghe Urschi! Stimați prieteni, vreau să vă spun că această scenă, cu mulți ani în urmă, când eram și eu artist tânăr, cum este acum Ion Caranfil, cu care mă aseamnă și prin frezură, nu exista încă Palatul Național, nici măcar Octombrie nu se numea. Aceasta era scena de pe care se lansau numele la noi. Aici au fost întâmpinați cu aplauze în debuturile lor mulți artiști ai vremii, Ion Sorceanu, Maria Codreanu, Mugurelu, de altă dată, Nicolae Sulac, aici. Și eram pe rândul 12 undeva acolo și vedeam cum lumea se ridica și frenetic bătea din palme. Așa de entuziasmați, că uneori nu numere palmă de palmă, dacă mă credeți, de reușit. Această scenă, de fapt, a fost leagănul multor talente care au dumit și nume de-a lungul anilor. Cu atât mai straniu mi se pare astăzi, când întâlnesc artiștii noștri, nu numai aici sau acolo la Național, dar întâlnesc în orice țară a lumii. Noi ne-am întâlnit așa de întrebați, că nu mai știm ce să răspundem. Ne-am întâlnit colegi, muzicanți și în Africa de Nord, dacă vreți să mă credeți. Dar știți de ce? Și acolo sunt moldoveni. Și fac ei acolo, eu nu știu. Pun patajele în măsecul și ăla și ăla, nu mă ajunge pe acolo. Dar am zis, cred că chiar inspirat am zis într-un monolog, că deci sunt țări pe planetă care încă nu știu de râie. Adică moldoveni, de mă știu. Adică noi, de fapt, dacă sunt de acord și colegii mei cu mine, noi trebuie să ne bucurăm că noștri au plecat, că s-a gândit și noi rășim iuduși. Așa mai vedem și noi lumea și Europa și Asia. Și în Japonia, mi-a să vă câțiva moldoveni. Cazul pe care vreau să vă spun eu în astă seară, dacă mi se acordă de 3, 4 chiar, minute, a avut loc în Italia, în an, înainte de Paști, am primit o invitație. 3 artiști aici de la noi, Olga Ciolacu, Ian Raiburg și supusa noastră slugă Gheorghe Urschi, și mi s-a spus la început, așa că, adică zburăm cu avionul dus și întors. Către ziua zborului, nu știu ce cu avionul s-a întâmplat. S-a stricat, deci nu știu. Carburatorul nostru. Și ne-am dus cu marșrută.
Nu este așa, mă, m-aș râd ca vă chiar. Plină cu păsălși și lătcă fumate. Și când îți păsălși, trei artiști la popor. Scoteai așa vreo 12 colete, hop, Olga Celacu. Mai era vreo 15, hop, Ian Raibor. Și tocmai la fund, așa, știi, răștignit, și lătcă aici, și așa, așa, Gheorghe Urschi. Ei bine, sigur că am stat 8 ore în vama ungurească, unde famnicii au spindecat cu cuțite toate coletele. N-au găsit armament, slavă Domnului, n-au găsit narcotici, dar țigări au găsit. Că moldovanul, nu înțelegi, nu se poate. Și ei te-au născat în Borsel ca-l Costică în el. Îi pune lui Costică în el două blocuri de țigări. Strășească el acolo în Italia, o leacă mai ieftă. Și au openitit șoferului 900 de euro. Amendă, dar noi cu Olga Celacu și cu Ian Raibor am stat așa 8 ceasuri. Noi eram cu contrabandă. Ne-am rușinat. Și am intrat în dimineața Sărbătorii de Paște în Italia. Am fost întâmpinați și conduși la o biserică ortodoxă în inima catolicismului, pe dat seama, unde s-a adunaseră moldovenii, tot eu îți și biserica, tot eu a făcut-o, să sfințească Pască, niște ouă, în cozona, cum e la noi. Adică am mai stat în frig, pentru că Paștele nu e iulie, știți? Și am mai înghețat alea, după care a fost însoțiți la un hotel să-mi dezghețam. Și seara, știu, vreo 5 ore, am ieșit într-o sală de sport plină cu moldovenii noștri însetați de vorbă, de glumă, de cuvânt, de cântec. Și așa e genul că am deschis concertul tocmai eu. Și am zis, după 3 nopți de nesom, și înghețați și cum ajungi până aici, răbunziți de fric, și dată îmi voi să încep concertul în cea mai curată limbă italiană. Io sono zacolebito. Bine, bine că nu știți italiană, că v-ați gândit la așa în desecu. După care, sigur, mi-am explicat și aflarea mea acolo, am zis eu, am venit aici, s-au oprit niște compatrioși de-a noștri și am avut schimb de telefoane. Mă mai sună și până în zi de azi și mai spun ce mai nou pe acolo cu ai noștri. Eu întrețin această rubrică și în internet, ai noștri, este tot. Unul din cazurile care mi-a parvenit, îl spun și dumneavoastră, caut să-l spun cât mai scurt. Trei moldoveni caută de lucru prin Italia, văd o casă cu două etaje, înălțată, acoperită, dar netenguită de până, așa, chiatra goală. Și că la ei se vrăcesc cât de ui, brațul de muncă, dăr la poartă, iese și le-a, si, senioară, nu sună de Moldova, zic moldovenii. Dar le-a zis, si, amă, adică știu, Moldova, ci tot moldovenii au făcut casă. Dar avem un alt contract și am mers în alt oraș. Dar voi ce știți să faceți? Eu sunt tempuitor, ăștia-i zigurari și tot. Dar mă îndevoie, am nevoie. Poftim oameni. Au intrat, au măsurat cât în sus, în un lat, așa, în lung. S-au înțeles din preț. Normal. Trebuie să spun că eu merg la un oraș cu un camion și aduc tot ce vă trebuie vouă. Să aveți la îndemână tot materialul de construcție. Dar voi, uite, două cuderi. Voi ăla, voi îți gardă împrejurul căsei. Și dacă vei foame, uite acolo, în frigider, eventual, tot ce vreți, halele. Dar și nu lăsați poarta deschisă, că am o hărmăseară în grădină. Și dacă vei deja, poate s-au pus și brambă, și dau gata. Pleacă italianul, moldovenii, întâi nu l-a boit. Întâi la volă de minte. Când am zis, acolo era tot ce vrei. Păstrămuri, salamuri, icri de toate culorile. Tot de mâncat, dar
Jalajala e Nică. Dar moldovanul fără jalajala nu poate. Adunsul gâtița e îngustă și îl prind turaza. Da. Și n-ar strica tot niște de coniac, de rom, de rachiu, de otărie, de astea. Da, ai un euro, ai o liră, să ai pe dracu. Și-am pus și eu, acum, unul mai azi îl face. Ai o cadar de băiară, să o vinde. Da, da, și el zice, dar cum boim? Și cum, bă, da, mai zice, serial. Eh, dar nu știu să nu-i viață, nu-i cu eu. Au, mai zic o dată în limba italiană, au zăgănit o cadar de crască, cumpărat tot molovenii cu italieni, nu cumpăr în drum. Tot a noștri de la altă stroică, a zis, tot cu jumătate de preț, a? S-au înțeles. Au luat ăștia două sticle de tărie, au mâncat-o, băut, e bine. S-au plăcut și de boit, subțele, subțele, dar tot nu a ajuns. 3 metri de gard, au rămas scândură cu chelea. Știți că mult în italianul și-o să-i scandal. Ce spune? Știți ce spune? Uite, ia n-a de calul ăsta, a dus și unul cal din fundul grădinii, a zis, dar fundul căldării și-o să ieși așa cu pierea și calul lui. L-am mânjit pe bat așa, și îi spune, noi ne-am băgat de seamă, noi eram ocupați, au venit, duchitocul. Și când a de cras cu hălită. Când ne-am tăjut, păi, ce să-i facă? Bun. De cum l-a pictat pe bot așa pe cal, intră și italianul, și uite, vede gardul surci, perché finisare, signore? Aștia zic, nu a ajuns băiară. Două căldări, două galete, zice, dar nu, nu, cu, nu, nu, observat, s-a apropiat de acasă, folo, ce uite, o căldare, o hălită. Italianul nervos intră în casă, ies cu pușca cu două țări, dum, dum, calul se prăbușește mort. La pământ, moldoveci, băi, italian, hai dă-o drag, chiar așa, băi, fascistă și ești. Pentru cadar de boială s-a ușit așa, frumusață de harmasar, băi, italian, și o cadar de boială, ce voi nu știți nici? Când ceilalți moldoveni ai voștri, tot ai voștri, înălțat casa, l-a ghidat cu asta de cală, o mâncat 800 de cărăniți și 2 tone de ciment. Cine se răbde, așa scătină la casă. Ai noștri în lume. Eu mă bucur că ai noștri s-au îmbrăștit peste tot. Las să vadă lumea, că chiar așa de ușor trec pământul ăsta. Cât despre această seară, vreau să-l felicit pe Ion Caranfil și să-mi exprim convingerea mea de o viață, că chiar dacă nu este rudă pe direct cu Ștefan Caranfil, cu Ninela Caranfil, oricum, eu cred că fluizii genetici își fac treaba lor de secole. S-o facă tot așa. Felicitări, maestru! Mulțumesc, maestru Ruschi. Încă o fată dragă slugărilor noastre, Doina Arsene. Thank you.
aplauzele din seara aceasta sunt pentru Ion Caranfil. Dragă maestră, la mulți ani, sănătate minunată și să știți că eu rămân în speranța unor noi colaborări cu dumneavoastră, da? V-am prins pe cuvânt. Să mulți ani. Dinastiei muzicienilor Dascăl. Astăzi pentru noi, ioristul Marcel Dascăl. Thank you.
Marcelul Țașa, Florin Marcel. Viorica Moraru ne îndeamnă să cântăm până dimineață.
mulțumim! V-ați pretenie în speranța că vă place ce se întâmplă astăzi în sala Filarmonicii Naționale și cu mare grijă să nu vă obosim prea tare, anunțăm o pauză, iar peste un sfert de oră vă îndemnăm să reveniți. Să ne bucurăm împreună de serata omageală a maestrului Ion Caragiu. Cer o steară, atunci mi s-a stinge dorul să știi că a murit feciorul. Peste cum se lasă seara și e ceață la hotară și mi-i tare dor de țară. Dorul meu de la Zărnești vi-l aduc și în București. Eu ne sunt doar câteva crâmpeie dintr-un cânte care vreau să-l cânt azi la 100 de grame, dacă nu voi fi tare treaz. Vă rog, atât de modest și micuți precum sunt, suntem cu toții admiratorii tăi, ia-mă, te rog, în braț atât de slab precum mă vezi, îți doresc sănătate, tărie. Nu degeaba spunea cineva, adică eu o să-l spuneam, că Carpații au născut oameni de potriva lor. De potriva lor de efervescenți și de potriva lor de genial. Dar ca să nu creadă lumea cât iau cu zăhărelul, mai rapdă-mă un pic că stimații toi colegi s-au gândit la tine toată ziua, s-au adunat din ce au putut. Unul din autori este Vasile Gorgos, pe altul nu spun, nu numesc din motive de modestie, la mai mulți, la mai mare, la mulți ani. Mulțumim, domnul Ieru.
Două mesaje are următoarea interpretă, unul către noi toți, tu mă auzi lumea cântând, și unul către Ion Caranfil, Ionelul de peste deal. Larisa Arsenie. Do you
băiatului să ne trăiască la mulți ani, fericit și așa cum își dorește el. La mulți ani tuturor! Mulțumim și dragii băiatenii, vă dați multe sănătate. Chiar să nu dau cu metru unul de telefon. Din partea zăneștenilor, mai exact, din partea chirileștilor care sunt Chișinău, dar și celor care sunt zănești în Cavul și în toată Republica și în lumii, Ionică, la mulți ani, băiatul. Ești maestru, mulțumim frumos. Îți îndeplinești misiunea pe pământ foarte bine. Dumnezeu să te aibă în bază. Thank you.
ce te lași precede, e chiar de mort omene, pe poate ce te lași precede, e numai luna în satul meu, e așa cum o vreau eu, mă. E numai luna în satul meu, e așa cum o vreau eu, mă. Dar e mersul legăna, legăna și alea, sănătate bunului meu prieten Ion Caranfil. Ionică, să te aibă Domnul câți mai mulți ani în brajmă și să faci lucruri frumoase. Noi îți mulțumim mult pentru ceea ce faci pentru multe lume și pentru noi artiști. Mulțumim! Mulțumim lui Caranfil. Tot pentru dumneavoastră suntem ați prieteni cu parodistul tot Nicolae, dar Hodină. Bună seara. Bună seara, maestre Ion Caranfil. Eu, când am fost invitat în astă seara, adică m-a sunat domnul Ion, zic, ce să faci? Ai să cânt sau ai să spui? Zic că domnul Ion, zic, s-a fost matale un interpret de muzică populară, cântam și eu și făceam o parodie. Dar deoarece dumnealui este compozitor și a făcut multe șlagări care pe parcursul anilor au devenit șlagări foarte bune și am vrut, dar de data asta am să spun. Un caz din viață, deci eram la serata de creație a lui Ion Dascăl, dar nu eram în calitate, eram în calitate de șofer pentru un artist, când a fost de mult timp. Și toți artiștii, toți bărbații erau adunați într-o cameră în Palatul Național, la femeile de dus mai multe camere, zis braci, sfardeze, vopsească, mă rog, femeile. Mă uit, vine mulți interprezi muzică populară, dintre care apare maestrul Nicolae Solac, Dumnezeu să-l odihnească. Peste un timp oricare, peste jumătate de oră, într-a doua parte, vine Gheorghe Urschi. Și parcă-l văd pe Nicolae Solac, cum îi zice lui Gheorghe Urschi, cam așa. Auzi, Gheorghe, tu azi în concert duiți, dar ce ai să faci, măi? Ai să gânzi bun cântec sau ai să spui iară bogos, mă, de-a da? La care urci scoate ochelari, citi literatura și alta și... E, și să spuneau Nicolae Vasilevici. În prima parte am să gânzi un cântec, dar într-a doua parte am să spun și un banc, dar și... La care Nicolae se fac... Da. La jiz mai trebuie să mai cânge, tu mai Gheorghe, mai... Nu vezi că-ți artist tararai, amosă republică, unde te mai bagi, tu? La care domnul Urci s-a supărat, că e foarte supărășos, eu știu dacă ai venit, nu te-a plătit o jumătate de an și trei la dumnealui.
Domnul Nicolae Zvat tot timpul încheie spectacolul și de când vorbește domnul Moris cu dumnealui și zice: nu, Gheorghe, nu te spăra, Gheorghe. Cântă și tu ce ai vrut să cânti. Lasă să vadă poporul la șezările am ajuns. Așa că nu mai sunt de voastră. Și un caz de viață care a fost, deci pe 22 mai este Sfântul Nicolae. Și nu de mult a fost Sfântul Nicolae de iarnă. Adică știți doi Nicolae, nu, el e unul. Spun că și adevărul e cu capul gol, dar iesa de iarnă are ceva pus în cap. Nu, e un Sfânt Nicolae. Dacă domnul Sfântul Ion e de 12 ore pe an, așa înseamnă că domnul Carafil odată să iasă cu acordeon, pe urmă fără, odată îmbrăcat, odată dezbrăcat, eu știu cum. Eram la 22 mai, domnul Gheorghe Urschi a făcut un spectacol în satul Cutumori. Pentru care m-a invitat și mine. Eu știu de ce m-a invitat, fiindcă trebuie sponsorizat drumul de la Chișinău până acolo, adică ca Sfânt Nicolae. Și trebuie, știi cum? Un 10 litri. Deci trebuie și cam cu mâncare, stau eu scurt, ca de obicei. Am ajuns în satul Cotomori când ne uităm, asta vă spun, caz de viață. Ne uităm pe fișul de la Casa de Cultură, e scris concert cu Gheorghe Urschi, dumnealui ne-a anunțat la ora 6, e începutul. Când ne uităm, acolo scrie concert cu Gheorghe Urschi de Sfântul Nicolae, 21:00. E și să facem la ora 5, seara, până la 21. Nimeni la Casa de Cultură, la primărie, nici primarul, nimeni, nici preotul la biserică, nu era, să măcar prindem pe 3-4 lumânări, nimeni. Când ne uităm, cum e satul Cotumori, pe strada Casa de Cultură, peste două case, un moșneac și a ieșit la poartă. Domnul Gheorghe, Vahadnoi, hai cu mine. Ne ducem, domnul Gheorghe, zic, bună ziua, moșle. Bună ziua, oameni băieți. Și eu sunt Gheorghe Urschi. Am auzit din matale, că te-am văzut la televizor, te-am văzut la radio, dar mă, dacă în carne și oasă, te-am văzut. Zic, moșule, uite care chestie, am venit cu concertul, nu-i nimeni în satul ăsta, n-am găsit jici, cu jici nu faci. Ce trebuie? Zic, mai avem ce trebuie, știi, dar undeva să stăm aici, la umbră, la matale, până la ora 9, avem concert. Zic, nici nu problemă, băi, băi, ești trece, dar eu singur, îți văd ouă, ne-a murit baba, dar ne lămurim, toți băi, tot mai tineri, du-te-n beci, că e niște brânză acolo, îți găsești, mă pune chiar așa, înapoi să nu zborotăiască. Mai scoate vă două murături, du-te-n harmani niște usturoi, niște șapă și aici asta e moleacă. Domnul Gheorghe duce și aduce cel în țartiști, eu gătesc masă, eu ca de Sfântul Nicolae, ei și Dan Vigeana, cum am adus-o, fiecare un banc, un câine, noi ne facem dispoziții concert. La un moment oricare moșul zice, băi, băi, ia să vă spun și eu cum am trăit viața asta, vă ascult pe voi, poate să aveți și ăla de aici, de luat și la mine. Zice că am crescut doi fișori, i-am învățat, i-am băgat în institut, zice că am fost președinte curvoz, președinte, cum spune, sovietul, sătiesc pe timp și ala. Zice că le-am cumpărat apartamente, le-am făcut la mândoi nunți, le-am dat de toate. Dar nu când îmi vin acasă, îmi e ultima găină care îmi scormolește în harmană. Lurorile vin în scot, tăt în zmult, tăt covorul, mi-nchid de veci, îmi iau cheile, Doamne ferește. Dar domnul Gheorghe, cum știu, bine, ce mai are, ce scrie, scrie. Ajungem seara în timpul spectacolului, drept că l-a invitat pe moș, l-am pus în primul rând, parcă-l văd și-a de moș Grigore cu pălărei frumoasă. Ei, noi am mâncat vă 200 de lei, la dânsă de concertul 20 de lei costa în sat. Și domnul Gheorghe, la un moment dat, apare și cum am văzut pe domnul Gheorghe Urschi în astă seară, așa s-a lăbit pe dumnealui, că domnul Ion, cu ocazia mea, să-i fac parul de Urschi, cum am văzut eu. Diceva, e Gheorghe Urschi, n-am scris eu, se numește așa, să vă spun, de moș Grigore Urschi. Pe din jos de Cotumori, avem unul moș Grigore. Pomul văzut în sat la noi, de o treia nu vă dă oi. Când și când îi vin fișorii, că doi are moș Grigore, că așa s-a întâmplat, că nu stau la noi în sat, în hândii au plecat, pe unde s-o fi însurat. Doi fișori așa folcoși, rotunjei și pânticoși, nu-și cruță deloc figura, fiindcă nu prea știu măsura. Și când dau pe la părinte și acolo, Doamne Sfinte, scot din beși, cară din pod, beu, mănâncă, suc și rod, copt, murat, șufier și crud, numai fără și le s-aud. Miele, murături, slănină și fixă stăt în mașină. Moșa spune și le poate. Luați, luați, băieții, tate. Vouă să vă prăiască, mie și o să-mi trebuiască. Că sunt singur ca un cuc, ia o peră la șompătoc, o pereche de colțuni și cartea de rugăciuni.
Și atunci cu asta, dacă vine, nu mai iei nimic cu tine, mânii voi mânii mă duc, cu mințel, fără bucluc, să ne stăm bărcurcubata la țântirim, lângă măta. Stămul șneagul plin de jări, dar noroarele și ieri, bagă-n torbă, bagă-n sac, bruma unui om sărac, scaune și taburete, covoră de piperete, zmul, ghizbez, dijghinător, și eu scur și ginul tot. Am vrut să-i fac un ghinic, îi pornam, nu scu bine. La urmă, când se petreacă, moșul mă crămat o leacă, l-au cuprins chiar și fiori, cum nași, eu fost fijoare. Când se iasă din o gradă, cel mai mare și să vadă, în harman, pe o cărărușă, scormurește o găinușă. Tată, se bate jina, șai că-i vrut să ascunzi găina, hai că nu mai fă de oaie, prinde repede și o taie. Moșul bun că întotdeauna, cum s-o tai, că-i numai una, și ce-ți trebuie dacă una taie și n-ai și nici una, una, și folos din trânsă. Cum? Eu mă mai iau cu dânsa, când o văd cum și bunești, cârii, cotcodășești, când văd mersul cu tinel, parcă nu-s chiar singur el, și mai faci un ouț, două, cum s-o tai dacă să ouă? Ha, 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 râd fișorii, amiețâți, amiețâți și nesămțâți. Tai-o, hai și dă-ne nouă, că o mâncăm tot cu ouă. O mâncați cu tot cu ouă, moșu foc și bun de ele, da, nu vreți și dintr-o miele. Eu v-am spus din moș Grigori cum se au spătat fișorii. Mulțumesc! Nicolae Vorină!
maestro Ion Caranfil. Sostenuto dell'Orchestra di Musica Popolare di Cusano. Grazie a tutti per interpretare Ore Lauteresche.
De fiecare dată când am ocazia să anunț apariția în scenă a interpretei ce va veni acum, ziceam interpreta de muzică ușoară și așa mai departe. Astăzi a fost o surpriză pentru mine, dar cred că și pentru unii dintre dumneavoastră, această interpretă de muzică ușoară va interpreta o melodie populară. Victoria Lungu! Thank you.
s-a dus pentru totdeauna, s-a dus ca și luna. Frunzulița mărăcine, bine-i domnule, când ai mama lângă mine. Iar atunci când nu mai fii, o cauți, o poți găsi, s-a dus pentru totdeauna, s-a dus ca și luna. Thank you.
Василия Бондарос. Зеленый Георгий. După ochi o poți vedea. După cum așterne patul și cum îi grijit bărbatul. Melodie în premieră de versurile marelui poet Grigore Vieru, interpretate cu mare maestrie de Vadim Gherghelaș. Vreau
pare dragii mei măi, că am zis rău despre femei măi. Rău îmi pare dragii mei măi, că am zis rău despre femei măi. Rău îmi pare dragii mei măi, că am zis rău despre femei măi. Și vă rog să mă iertați măi, că am zis rău și de bărbați măi. Trăiască bunul și și femeia și bărbatul, să trăiască așa cum sunt, n-avem nici pe pământul mă. Să trăiască așa cum sunt, n-avem nici pe pământul mă. Să trăiască așa cum sunt, n-avem nici.
Hristu Ștefan Negure. Bravo, Ștefane. Ioan Caranfil este prietenul familiei noastre, adică familiei Negure. Vreau să aduc un mesaj de sănătate, să trăiești, maestre, să înflorești. America Perii, la mijlocul ierii, la anul și la mulți ani. Bună seara! Dragă Ioane, vreau să te felicit cu această frumoasă aniversare, să știi că de acum înainte ești primit în partidul 50-iștilor. Cei care au trecut de 50 de ani îi primesc cu drag și e important să fii sănătos, să ai parte de și ți-ai dragă și să cântăm cât mai multe și mai frumoase cântece pentru așa lume bună precum s-au adunat în sala asta. În sala asta. La stricata dumneavoastră am venit cu câteva cântece noi, cu scrisă de Ioan și cântate de acești minunați și deosebiți muzicanți. Dragi prieteni,
Atunci când cântă Mihai Ciobanu, leagănă frunza, clatină ramă. Atunci când cântă Mihai Ciobanu, freamă-te codru, trezește neamul. Satu kuih, berat hijau, kuat dan kokoh, dan lantai-lantai nasi.
Este o sărbătoare deosebită pentru noi din Sinu și cred că și pentru dumneavoastră. Eu sunt împăcat cu aceea că am cunoscut pe Ion cu aproximativ 25 de ani în urmă, pe când am pornit a face împreună un cântec, pe urma altul, dar primul cântec în viața lui Ion, care ne-am sfătuit, ne-am îndrumat, a fost cânticul Am plecat copil din sat, un șlagăr mai mulțani, așa, și îi doresc lui Ion să facă și mai multe și mai frumoase pentru dumneavoastră, pentru cei care iubiți cânticul popular. Și vreau să cânt cu drag acest cântic, acest generic a acestui minunat spectacol. Pe care mi-l cânt acum, mă.
Privighetori din alte țări vin doina să le asculte. La noi sunt cântece și flori și lacrimi multe, multe. Cântece sunt deoarece avem acești compozitori frumoși. Ceea ce am văzut astăzi îmi face impresia că Ion Carafil își sărbătorește cei 50 de ani de activitate și 50 de ani de la naștere. Din prima zi s-a născut compozitor. În cântecile dumnealui transmite poporului nostru tradițiile și obiceiurile, bucuriile și lacrimile. Lacrimile ceruri pe casă peste hotare, cum spunea și maestru Urschi, și cei care se vor întoarce acasă, lacrimi de bucurie. Maestre, vă știu de 12 ani de la Universitatea Agrară, de când activăm împreună. Activând la Universitatea Agrară, dumneavoastră ne proslăviți toată țara. Să trăiți Flăcăul din Zârnești! La mulți ani! Să trăiți! Financiară, un mic suport de la prietenul dumneavoastră. Vă mulțumim! Să trăiască toți artiștii de astăzi! Bravo, maestrilor! Mulți ani! Sănătate și mulți bani! Vă mulțumim frumos, maestre! Mai am un mesaj pentru dumneata. O să-mi permiteți să-i dau citire. Onorate maestre Ion Carafil, Uniunea Muzicienilor din Moldova, vă adresează la frumosul jubileu un mesaj de felicitare cu cele mai alese cuvinte și sentimente de credință în bine și noi realizări. Vă cunoaștem ca om de omenie rară, talentat, harnic, instrumentist de forță, dirijor, aranjor, interpret vocal. În palmaresul domniei voastre aveți sute de spectacole, evoluări de rang național și internațional, la care ați devenit laureat, turnee peste hotare în postură de conducător și dirijor de orchestre. Sunteți un model de artist demn de urmat de toate generațiile. Ne bucurați cu succesele dumneavoastră și noi ne mândrim că sunteți membru al Uniunii Muzicienilor. Urări nemărginite de sănătate, noroc, voie bună și bunul Dumnezeu să vă ocrotească pe mulți ani înainte. Cu toată considerațiunea, președintele Uniunii Muzicienilor, artista poporului academician Maria Bieșu. Flori din partea doamnei.
A plecat copilul Ion Caranfil, precum spuneam, în satul Zârnești, în Zârneștica Curului. Un sat de gospodari, cu oameni sufletiști, extraordinar de mărinimoși, m-am convins nu o singură dată de acest lucru, fiind des prin acele locuri. Și această așezare de oameni buni are și un primar pe potrivă. Domnul primar de Zârnești, Nicolae Bejur. Ion Caranfil. Îți mulțumesc frumos pentru invitația la această seară de creație. O seară unde ți-ai trecut aniversarea celor 50 de ani de la ziua nașterii și 30 de ani de activitate. Acești 30 de ani sunt de când ai plecat din sat copil. Și Zârnește tot timpul s-a mândrit cu cei mai buni lăutari la sudul Moldovei, pentru că la Zârnești la Badică erau cei mai buni lăutari la sudul Moldovei. Și unul dintre acești lăutari ești tu, dragă Ioane, ne mândrim cu tine, ne mândrim cu aceea că numai că ne cânți foarte virtuos la acordeon, dar și este un compozitor cu renume și îți dorim multă sănătate din partea tuturor zârneștinilor care se află în această sală, la mulți ani și la mai mulți și la mai mari. Da, și fiindcă eu la anul Zârnești împlinește 515 ani, de la prima sa acestare. Vreau să te invit împreună cu ansamblul Spicșor la ziua satului care este de hramul satului Sfântul Gheorghe. La mai mult și la mai mare. Și în încheiere vreau să vă mulțumesc la toată lumea că ați fost lângă noi în această seară și vreau să aduc mulțumiri tuturor care au contribuit la organizarea fără de care acest spectacol n-ar fi fost avut loc. Așa nume, Universității Agrare de Stat din Moldova, în persoană domnul rector Gheorghe Cincuieș, firma SRL Schit Agromez, Nicolae Sprânceanu, sponsor informativ Radio Sănătatea. Și noi am un prieten, Ion Noul, care ne-a ajutat foarte mult pentru spectacol. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim! Orice om este fericit dacă poartă în suflet pe bunul Dumnezeu. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, dragă Ioane, pentru că avem nevoie de tine. Iar dumneavoastră, stimați prieteni, vă spunem un Crăciun fericit și la mulți ani. La revedere, până la noi întâlniri!